Circulația pe centura Suda Timișoarei se deschide săptămâna viitoare, a declarat ministrul transporturilor Sorin Grindeanu, aflat la Timișoara, care a și preinaugurat centura. Este vorba despre o variantă de ocolire a orașului pe care șoferii o așteaptă de multă vreme. La sosirea pe șantierul centurii, Sorin Grindeanu a fost întâmpinat de motocicliști. Comunitatea Motu din Timiș a fost invitată la o tură pe centură înainte de inaugurarea șoselei. Aceasta a fost proiectată să lege ieșirea din Timișoara pe calea Lugojului cu cea spre Udvin, Sân Mihai Român, prin Chișoda, Giroc, Moșnița și Ghiroda, prin două benzi. Centura Timișoara Sud va cuprinde 5 intersecții, 3 noduri rutiere, 3 poduri, 7 pasaje și 2 parcări. Investiția în centura Timișoara Sud va însemna fluidizarea traficului intern și internațional care intră în țară prin zona Stamora-Moravița. Se desfășoară pe DN59, ajunge în zona Timișoara și se îndreaptă către centrul țării pe DN6 sau pe autostrada Arad-Timișoara-Lugoj. Mai mult, ministrul a anunțat că tot astăzi a fost lansat în licitație primul lot al autostrăzii Timișoara-Moravița, urmând ca de săptămâna viitoare să fie lansat și cel de-al doilea lot. Și am să vă spun așa o istorie pe scurt. Asta ar fi undeva în 2008, dacă nu mă înșel, s-a făcut un studiu de fezabilitate. În 2010 s-a dat drumul la proiectarea acestei centuri. În 2011 s-a terminat proiectarea. Până în 2017, din 2011 până în 2017, în aprilie, când, într-o ședință de guvern, și știți foarte bine, am întrebat ce se întâmplă cu centura Timișoarei, timp de 6 ani nu s-a întâmplat absolut nimic. În 2017 s-a dat drumul la licitație, în 2018 a fost un câștigător, care, din păcate, nu și-a făcut treaba. Și știți că am reziliat contractul la finalul anului 2022. Aici s-a dat ordin de începere pe undeva la mijlocul anului trecut și într-un an de zile, practic, a fost finalizată jumătate din această, cam 50% din VO Timișoara Sud. Ceilalți 50% fiind făcuți în vreo 4 ani. Dacă numărăm și anii dinainte, v-am spus că ajungem la 15 ani. Săptămâna viitoare, undeva pe marți, dar se va anunța din timp, se va da drumul la circulație. Doamna director Pordea, cred că e pe aici, nu vreau cu festivități, cu tăiat de pangri și așa mai departe, pur și simplu se dă drumul la circulație. Și am terminat discuția, veți fi anunțați din timp, în data de 10, în principiu, va fi dat drumul la circulație.